15-20 de minute înainte de filmare, o alunecare ca la fotbal aproape și pansament proaspăt, Rivanol, înainte de filmarea lui Max Brecher, să fie primit. În diferite rânduri am fost duși împreună la pansament. Însă de fiecare dată intram la rând înaintea lui. Într-o zi, totuși, el fu luat cel din tâi. Și cum, pentru a fi mai aproape, eram cu căruciorul pe coridor, în fața sării de pansamente, am putut să-mi dau seama de îngrozitoarele dureri pe care le îndura bietul băiețaș. Îl auzeam țipând, horcăind și plângând sălbate, iar la anumite momente țipa atât de strident și de disperat, încât părea că la capătul țipătului va expira pentru totdeauna. La puțin scriitori, boala apare de o manieră mai inițiatică. La puțin scriitori, boala apare de o manieră care este, cum să zic, deopotrivă extrem de concretă, proza pansamentelor, proza medicamentelor, proza efectului lor. Magă. Țipetele de sa din sală, împreună cu sinistrele declanșările soneriei, îmi dădeau impresia că mă aflam într-un loc de cumplite torturi, unde condamnații erau chinuiți sistematic în odăi antiseptice de către infirmiere cu șorturi albe și doctori cu mănuși de cauciuc până la corp. În după-amiaza aceea îl întrebai de ce țipă atât de tare. Ce ai? Ce-ți fac? Te omoară? Pentru un băiat mare ca tine e puțin rușinos să nu poată îndura un pansament. Însă regretai imediat aceste reproșuri. Mă siresc să tac, răspunse el. Dar nu pot. Simt că nebunesc. Ce vrei? Îmi toarne ter curat pe testicula. O concretețe a bolii și toată boala văzută ca breșă, ca deschidere înspre o irealitate extrem de imediată, înspre altă lume, cine știe, următoarea sau care o fi aia, dar înspre un altceva care apare adesea camuflat. Ce înseamnă să strângi în mână un pumn de noroi, feliile alea care ies și pe care personajul le privește sedus, materialitatea, să zicem așa, nelumească a lumii. Ce înseamnă, spune la un moment dat, de exemplu, în vizuina luminată, atâta e de sedus de frumusețea apei, încât spune, aș săruta-o în loc să o beau. Romanul lui Brecher conțin veritabile narcoze medicale. Efectele substanțelor sunt nelumești ale substanțelor administrate medical. Lumea, ploapele împart lumea, spune Brecher, definind în felul ăsta interioritatea, e lumea de dincoace de ploape. Lumea mult mai reală care se naște când închizi ochii. Realitatea de dincolo de ploape, realitatea asta concretă, materială, sticla care face sunetul ăsta când bați în ea, cade într-un fel de derizoriu. E cel puțin la fel de volatilă. E și ea, cu un termen religios, transubstanțiată, adică sacralizată, devine altceva. Sticla la Brecher înseamnă altceva. Ceara la fel. Noroiul la fel. Una dintre cele mai, cum să zic, inițiatice fețe ale bolii, spre conform viziunii tradiționale cu T mare, da? Ezoterice și în faptul că orice senzație modificată, orice perturbare psihosenzorială e susceptibilă de a se converti, o spune Iulius Evora, în ceva, în altceva. Deci de a deveni o revelație, o șansă. Sănătatea din punctul ăsta de vedere apare ca un fel de mediocritate, cu ghilimele, bineînțeles, psihosenzoriale. Statul apat al bolnavului are unor efecte de imobilitate meditativă, ca în asane, cum se numesc posturile corporale din yoga. Adică neclintirea aia corporală facilitează, iarăși, cu sau fără ghilimele, un fel de efect vizionar. La fel cum fixitatea posturii meditative duce la acea neclintire, nu, mistică a minții. Dincolo de chestia asta, este vorba și de o proză a substanțelor medicale.
de o proză a instrumentarului medical, mai ales în vizuina luminată, în inimi cicatrizate, de un fel de violentare aproape, programatică, tehnologizată, pentru că medicul, și s-a văzut clar din pasajul citat, nu mai apare ca un salvator, ci apare mai degrabă ca un torționar. El ar fi agentul care sub o formă sau alta, demonul, care sub o formă sau alta, facilitează, să zicem, destruparea individului, oficiază tortura aia inițiatică. Turnura, i-o dă sau nu bolnavul? Pentru că, la fel ca vinul, fac o paralelă poate forțată, cum vinul nu e sfânt, e sanctificabil, s-a mai spus, s-a mai remarcat, la fel și boala mai degrabă poate deveni o revelație dacă o trăiești, dacă o trăiești ca atare. Sfârșit, ieșirile, extazele au aspectul ăsta de criză, de situație care se ivește oarecum predictibil uneori, dar care își păstrează întotdeauna natura surprinzătoare. Erau întotdeauna același locuri în stradă, în casă sau în grădină, care îmi provocau crizele. Ori de câte ori intram în spațiul lor, același leșin și aceeași amețeală mă cuprindeau. Adevărate capcane invizibile, plasate aici colo în oraș, într-un nimic deosebite de aerul ce le înconjura. Ele mă așteptau cu ferocitate să cad pradă atmosferei speciale ce conțineau. Un roman cu care cărțile lui Blecher pot fi puse în legătură este Între zi și noapte, de Henriette Yvonne Stahl, povestea unei morfinomane reale, Elena Mihalcea Vrânceanu din Bucureștiul interbelic, povestea comercializării în ultimii ani de legalitate a morfinei, prețurile inclusiv, povestea internărilor forțate de către, mă rog, un tată abuziv. Și acolo e o scenă care amintește de Blecher, în care supravegherea însemna următorul lucru, supravegherea medicală a bolnavei sedate. Să stea sub întins, bineînțeles, sub un bec cu lumina în ochi, aproape polițienesc. Medicina fatalmente nu salvează. Ea modifică suferința, o ușurează, dar în același timp cumva acutizează, dă o dimensiune în plus dramei. Mi-aduc aminte de cea mai cunoscută proza lui Poe, poate, a lui Edgar Allan Poe, Prăbușirea casei de Asher, în care vorbește despre atmosfera unică a locului, despre ce înseamnă umiditate, despre ce înseamnă lac, ce înseamnă un tip de presiune, de atmosferă, că ăsta e cuvântul. Și spune că, de fapt, orice modificare a unui detaliu din cadrul atmosferei respective ar modifica locul. Întru totul, ar modifica identitatea locului. Astea sunt căderi, sunt percepții, involuntare, incontrolabile și în același timp trăite cu anumită voluptate extatică chiar, ale, un cuvânt vulgarizat, demonetizat, energiei vailor locuri. E o zonă de-aia prefer uneori mai degrabă termenul hiperfizic decât metafizic în ce privește sensibilitatea lui Blecher. E o zonă de-asta de îngemânare extrem de acută între ceea ce se poate numi senzorialitatea privilegiată a bolii, extrasenzorialitatea pe care, cu sau fără ghilimele, boala o facilitează, o generează oricum, și zonele astea de percepție extra, supra, para. De altfel, e și o inițiere în sensul ăsta. Crizele facilitează aproape o accesare a condiției post-mortem. Vorbește despre amintire din trup sau despre stări, despre staze, mai bine zis, în care trupul însuși devine o amintire. Stări la limita ceea ce se cheamă, mă rog, un termen compus, compozit, etc., după unii și demonetizat, decorporalizare aproape.